Spitalul Județean de Urgență Vâlcea este în lucrări mari, să zic așa. Facem o clădire nouă de spital, reabilităm policlinica, între timp aducem aparatura. Aparatura extrem de importantă, atât la patul bolnavului, dar și atunci când bolnavul este transportabil, ca să zicem așa, sau când se află în mișcare. Sunt importante echipamentele pe care le-am adus astăzi, importante pentru medici, dar cel mai importante pentru pacienții care, din păcate, ajung în spital. Vom continua să modernizăm și să dotăm Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Continuă investițiile din Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Astăzi, cu ajutorul Consiliului Județean Vâlcea, au mai sosit în spital monitoare de ATI, defibrilatoare și electrocardiograme în valoare de peste 600.000 de lei. Le mulțumim pentru implicare și sperăm ca toată această aparatură să ne ajute să ridicăm nivelul de îngrijire acordat pacienților tineri.